Pentru a importa fișiere în platforma ING Business, puteți folosi unul din șabloanele predefinite de bancă din secțiunea Administrare și unelte sau puteți defini unul nou după propriile preferințe. De exemplu, pentru șablonul de plăți în lei, se pot alege tipul de plată, separator valori, sistemul de codificare și separatorul pentru zecimale. Totodată, în funcție de structura fișierului, șablonul poate fi modificat definind ordinea coloanelor. Acestea se pot adăuga sau elimina. După salvare, șablonul poate fi regăsit în lista șabloane import și poate fi folosit pentru a încărca un fișier de plăți. În momentul încărcării plăților, se poate bifa opțiunea Importă ca pachet simplu pentru a adăuga mai multe tranzacții în același pachet. Odată încărcat, fișierul poate fi verificat și eventualele erori pot fi vizualizate separat. Plățile pot fi încadrate sub formă de pachet sau ca și tranzacții individuale. Pachetul de plăți poate fi găsit în meniul Managementul tranzacțiilor, cu statusul și valoarea totală a tranzacțiilor, de unde îl puteți autoriza și trimite spre procesare.